2 Timotei, capitolul 4, citesc primele 5 versete. Um, 2 Timotei, capitolul 3, de fapt. Să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără Evlavie fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neibitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dumnezeu să binecuvinteze, Rea Worship au făcut o treabă excelentă, ca de obicei. Le mulțumim. <plos> Sunt foarte bucuros să fiu uh, din nou acasă. Știți ce face românul prima oară când ajunge acasă, nu știți? <laughs> Mănâncă ciorbă. <laughs> A fost să fii în Spania, să te duci în Grecia, în America, unde te duce când vii acasă, vrei o ciorbă, pentru că noi suntem români. Nu-i așa? Uh, nu știu dacă ați... Majoritatea ați circulat cu avionul, cred că nu? Românul nostru merge pentru prima dată în viața lui cu avionul. Se suie din aeroport cu tot ce trebuie, sandvișurile la el, treabă bună și uh, decolează avionul și după vreo jumătate de oră sau odi... <truf> de și e să fum dintr-un motor și pilotul spune: uh, "Bună ziua, pilotul vă vorbește. Uh, vreau să vă spun am o veste proastă, vreau să vă spun un motor s-a defectat, dar stați liniștiți." Avionul acesta are patru motoare și poate să funcționeze doar cu trei motoare. Singura problemă, vom avea o întârziere de 30 de minute. <sus> Românul zice, ok, 30 de minute, nu-i mare lucru. După încă 10 minute, e să fum din alt motor. Capitanul, am o veste proastă, alt motor s-a dus. Dar, vestea bună este, că avionul ăsta poate să funcționeze cu două motoare. Vom avea doar o întârziere de încă jumătate de oră, în total o oră. Pff, românul zice, mamă, asta este. După încă 10 minute, iese să fum din al treilea motor. Capitanul spune, am o veste proastă, s-a mai dus un motor. Dar vestea bună este că avionul ăsta funcționează și cu un singur motor. Însă vom avea încă jumătate de oră întârziere, la care românul îi dă cotul ăsta de lângă el și spune, auzi, dacă îți duci și al patrulea motor, stăm toată ziua aici. rămânem toată ziua aici. Așa mă bucur, mă bucur să văd zâmbet pe fețele voastre. Când venim la Casa Domnului ne place să, să celebrăm pe Isus, pentru că și așa în timpul săptămânii lucrurile sunt complicate și grele, nu-i așa? La biserică când venim ne place să, să, să ne simțim bine în prezența lui Isus, să-L glorificăm pe El. Cred în toată inima că Tatăl se bucură când copiii Lui se bucură. Nu-i așa? Care tată iar ar place să ajungă acasă și să-ți găsească copii așa? Ce faci? Nu-mi nu, nu convine, nu-mi place, o duc greu, saltea nu-i bună, mâncarea nu-i bună, papucii sunt vechi. Care tată se bucură să vină acasă? Din contră, să-ți vine să pleci, să nu mai vii acolo. E bine, tatăl nostru ceresc, lui îi place când venim în casa lui să fim bucuroși. Și recunoscători pentru ceea ce ne-a dat el orice tată se bucură să ajungă acasă și să-și vadă copiii mulțumitori și bucuroși. Așa este și tatăl nostru ceresc. Amin? Realitatea însă este că trăim vremuri periculoase, grele. Orice se poate întâmpla pe pământul ăsta mic, nu știu dacă ați observat, dar stăm pe un butoi de pulbere, războiul este la ușa noastră, noi ne-am obișnuit, realitatea este că este foarte aproape. Nimeni nu știe ce se va întâmpla, cum poate escalada totul. Își arată războiul ăsta, cruzimea colții, așa, de departe, deși este foarte aproape de noi. În Israel, după cum majoritatea știți, acum situația este mult mai tensionată decât a fost la începutul războiului. Și ma mari lideri ai națiunilor puternice stau și se uită și uh, uh, se uită cu mare îngrijorare la ce va să vină. Realitatea este și este vizibil în jurul nostru, societatea se strică, oamenii sunt din ce în ce mai bajocuritori. Uitați ce s-a întâmplat la, 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 la Olimpiada. Um, au curs rânduri-rânduri, era să spun de cerneală, dar Cernela am băut noi. Pe vremea noastră am băut cerneala, ăștia care nu le aveam cu 10, 9, 8, noi beam Cernela. Uh, dar au scris pe internet, au curs o mulțime de rânduri de astea, despre ce s-a întâmplat uh, și Multe s-au scris degeaba. Ne vedem, vedem haosul care este în jurul nostru, rămân îngrozit de entertainmentul care este în vremea noastră, lucrurile care ne fac pe noi, ca societate, să ne simțim bine. Sunt absolut terifiat. Um, oamenii se uită astăzi la niște emisiuni cu niște cupluri pe care le duc pe niște insule și se uită la, la, la ăștia cum se. Uh, se combină și uh, se distrează de prostie și de lipsa de scrupule, uh, și ceea ce debitează ăștia devin uh, lucruri mondene și foarte cool, și oamenii se, se distrează. Dacă asta este distracția adevărată, e vai de noi. Ca societate, noi trebuie să înțelegem lucrurile astea. Ne mirăm că pruncii noștri, astăzi, nu mai au sens scop sau rușine. Ne mirăm. Realitatea este că trăim vremuri grele. Și parcă se aude suspinul bisericii, pe care îl găsim în Scriptură. Care este el? Suspinul bisericii, dorința cea mai mare. Pedepsește, Doamne? Arză-i focul? Așa scrie? Nu, nu. Vino, Doamne Iisuse. Dacă atunci când vezi lucrurile astea, nu-ți vine să spui, vino, Doamne Iisuse, ceva e problemă. E problemă ceva cu inima, cu sufletul tău. Trebuie să, trebuie să mergi, cum spunea Cosmin mai devreme, să-i cer, Doamne, am nevoie să-mi descoperi mai mult. Ăsta trebuie să fie suspinul bisericii și a nostru. Vino, Doamne Iisuse. Altceva nu ne mulțumește. Altceva nu ne împlinește. Realitatea Covârșitoare, care ar trebui să fie în sufletele noastre, este dorința aceasta să ne reîntâlnim cu Cel care va să vină, Isus Hristos. Amin? Amin? Eram acum la întoarcere în din, din Phoenix înspre, de fapt din Toronto, am zburat în, în Viena. Și întotdeauna îmi place să stau, dar îmi place să stau lângă cineva mai slab ca să pot să stau și eu liniștit, înțelegeți? Că nu ne bătem de la spătar de aici, de la cotieră. Și intră unul, intră altul și tot când îl văd așa că vine, zic, mă, sper să fie asta sau sper să nu fie asta, în funcție de... Câteodată am baftă, câteodată n-am baftă, acum am avut baftă, a venit un... Uh, era un rabin tânăr, un evreu ortodox cu pălărie de aia mare așa, cu perciunii până aici, cu ciucuri, cu tot. Uh, dar era slăbuț, foarte slăbuț. L-am ajutat să-și pună pălăria, știau, pălăriile alea mari pe care le pun niște chestii. Și am zis, băi, uh, uh, hai, să, hai, că -o, hai că o fi bine. Uh, și am văzut că și-a păstrat și el așa, n-am vorbit nimic. Uh, în spate era o româncă și o poloneză. Au vorbit, cred că din șapte ore jumate, au vorbit șase ore jumate. Am zis, numai româncele sunt uh, campioane la că Nu se poate, domne, să vorbești în halul ăsta. Și noi spre final, așa când ne apropiam deja de Viena, a început să tremure tare avionul și îl văd pe ăsta că deja s-a uitat la mine. Ziceam poate puțin ca bancul cu românul și cu motoarele. Și l-am văzut la un moment dat că vrea să vorbească, să comunice și mă întorc și spun, auzi, tu din ce trib ești? ce trib? Ce trib? Zic, da, din fiul lui Israel. A, zice, nu. Zice, a, am înțeles. Zice, noi nu mai știm din ce triburi suntem. Singurii care știu care sunt, sunt leviții, pentru că ea trebuie să, când o să construim templu, leviții sunt singurii care pot să slujească acolo. Dar de unde știi tu de triburi? Zic, am mai citit și eu pe undeva, pe acolo. Da, nu, am mai citit și eu, dar știu că uh, voi uh, îl așteptați pe hameșia, nu? Sunt da, la mine, da, dar de unde știi? Și meșia zic, trebuie să vină din tribul lui Iuda, nu? Deja treaba a început să fie serioasă. Asta să... Da, și să se nască în Betlem, nu? Da. Zice, la da, Betlem acum e la palestinieni, îmi spune el. Zic, eu, da, știu, că am fost și acolo, nicio problemă. Zice, de unde știi toate lucruri? Zic, mai citești și eu din când în când. Dar vreau să spun că diferența... Noi suntem foarte asemănători. Zice, cum? Zice, da, eu n-am pălării și de astea, nu? dar vreau să spun că noi îl așteptăm pe Hamesia acum l așteptați și voi. Numai că noi îl așteptăm să vină a doua oară. Asta e singura diferență. Zice da, e, e zice, da, e adevărat. Mă duc în Ierusalim, în continuu, e master acolo. Eu locuiesc cu familia mea în Toronto și... Am vorbit puțin despre vremurile astea, despre ceea ce se întâmplă, însă am găsit un numitor comun. Faptul că amândoi îl așteptăm pe Mesia. Și i-am spus, da, dacă a venit deja. Și voi nu aveți pace și nu înțelegeți. De ce nu aveți pace? Dar dacă a venit deja. Să uita așa la mine. Zice, <laughs> Probabil că trebuia să se, să se strice și al patrulea motor ca să pocăiască. Dar acum ne rugăm pentru ei. Și ne rugăm și pentru noi. Și m-am gândit, oare cum trebuie să ne comportăm noi astăzi, în vremurile astea? Pentru că vedem atâtea semnale, în dreapta și în stânga. Când va trebui să votăm, când va trebui să ne dăm cu părerea, când va trebui să avem o opinie, cineva ne va întreba. Nu vom putea să spunem nu știm, sau nu vrem să spunem, vorbim mai încolo. Oare cum trebuie să ne comportăm? Și fiți atenți, Iisus ne avertizează. Și ne spune Marcu în capitolul 13 așa, când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați. Căci lucrurile astea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. E aici, lângă noi, nu? Pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și tulburări aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Când veți auzi de vești de războaie, de cataclisme, când veți vedea, spune în altul loc, că iubirea celor mai mulți se va răci, ce spune Hristos să facem? Să luăm seama la noi înșine. Nu spune atacați-vă unul pe altul pe Facebook. Trimiteți-vă e mail vorbiți de rău unii împotriva celorlalți, o denominație împotriva altei denominații, un cult împotriva altui cult. No! Spune, uitați-vă cu luarea minte la voi. Cu alte cuvinte, uitați-vă în oglindă și vedeți starea voastră. Nu este treaba voastră ce fac alții, treaba voastră este ce faceți voi. Sunt unii Așa zici lucrători. Ascultați-mă bine ce vă spun. Care și au făcut faimă și au urmăritori fiindcă întotdeauna au criticat pe alții. Au atacat dur pe alții. Se vorbesc de rău în public, se condamnă și argumentează vitriolic, cu o travă. Ei bine, tocmai asta Iisus ne spune să nu facem. Și ne spune, atunci să luăm seama la noi înșine. Pentru că diavolul a semănat din plin în acești, așa zici, creștini, un aer de ăsta poluat, nociv al criticii rele. Există și una bună. Și Biblia spune că aia se întâmplă numai între patru ochi. Dacă ai ceva cu fratele tău, ia-l deoparte. Sau DM. Zeto, generația Z, m-au zis DM, dar nu pe public. Spui așa, în privat. Vorbe bune, în dragoste, îi spui ceea ce crezi tu că trebuie să îi spui și dacă trebuie să îi spui. Cuvintele care au avut o mare greutate asupra felului cum mă comport eu sunt, uh, e un dicton, am uitat cine l-a spus, oricum un tip foarte înțelept, a spus așa, ești robul cuvintelor pe care le-ai rostit și stăpânul celora pe care nu le-ai spus încă. Întotdeauna poți să mai spui. Mai există o zi în care poți să mai spui, dar vezi că ce ai rostit, ești robul cuvintelor respective. Ce trebuie să facem noi astăzi când știm că sfârșitul este aproape? Primul lucru, ca biserică, creștini, oameni născuți din nou, este să rostim adevărul în dragoste. Foarte important să rostim adevărul în dragoste. Pavel vorbește a efesenilor despre felul cum Dumnezeu a lăsat lucrători în Biserică. Și fiți atenți, scopul principal al lui Dumnezeu, pentru care a dat darul oamenilor și a împuternicit lucrători, este zidirea și protejarea Bisericii. Și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, ca să-i pregătească pe sfinți pentru lucrare de slujire, pentru consolidarea trupului lui Hristos. Până când vom ajunge toți la unitatea credinței și cunoașterea Fiului Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia celor ce pun la cal planul ca să înșele, ci, atenție, spunând adevărul în dragoste. Să creștem în toate primințele în El, care este capul Hristos. Astăzi, o mulțime de oameni sunt duși colo și încoace de diferite învățături. Oameni nestatoriști care se schimbă după, după cum este New Flavor, nou, nou val, nou lucru nou. Și sunt mulți care sunt copii la minte și dau share la diferite lucruri făcute cu viclenie și fac faimă pe șerile pocăiților. Sunt mulți de ăștia care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Dar creștine născuți din nou, care spun că sunt parte din biserică, le dau șeruri imediat. Fiți atenți, Iisus a stat la masă cu păcătoși, dar le-a spus adevărul. Ea a învățat despre împărăție și dragostea tatălui, le-a răspuns la nevoi și a fost disponibil pentru ei, dar nu a tăcut, ci a condamnat numai pe cei care aveau intenții rele și care erau responsabili de soarta multora, cum ar fi farisei sau cărturarii. Am văzut pe un aeroport în Statele Unite un cetățean cu un tricou pe care scria Stop being a racist. Nu mai fi un rasist. Și mă întrebam, la ce e bun tricoul Care rasist o să uite la tricoul și o să zică, nu mai trebuie să fiu rasist. No, really, serios. Să uite cineva la un tricot de genul ăsta și spune nu mai trebuie să fiu rasist, asta nu face absolut nimic. Și facem, mi-am dat seama că majoritatea dintre noi purtăm tricouri pe care scrie nu mai păcătui. Care o să se întoarcă de la păcatul lui numai că vede mesajul ăsta? Sau prin faptul că noi le spunem în mod constant lucrul ăsta? Nu mai păcătui, nu mai păcătui, nu mai păcătui nu se schimbă nimeni. Nu se schimbă nimeni numai dacă îi spui lucrul ăsta. Ce bine face afirmația asta? Educarea este cheia schimbării. Ce spune Biblia? Ce spune Pavel? Cum vor crede dacă nu vor auzi? Cum vor auzi dacă nu este un propovăduitor? Evanghelia Harului este singura metodă a schimbării. Amin? Asta trebuie să propovăduim noi. Asta trebuie să facem noi. Tuturor trebuie să le spunem vestea cea bună. Iisus a murit pentru păcatele tuturor celor care cred în El. Amin. Deci, primul rând trebuie să vorbim, să rostim adevărul în dragoste. Apoi, să trăim frumos ca în timpul zilei. În paranteză, să nu ne întinăm cu lumea. Um, tot Pavel spune romanilor așa în capitolul 13. Noaptea a trecut se apropie ziua. Adică felul păcătos de a fi a trecut, suntem în zi deja. Să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, da, nu în chefuri și în beții, aici între cluburile, toate petrecerile de genul ăsta. Nu în curvi și nu în fapte de rușine, nu în certuri, în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Ce spune Pavel aici foarte important. Sunt niște fapte ale nopții pe care le face lumea. Și sunt niște fapte ale zilei pe care trebuie să le facă copiii lui Dumnezeu. Faptele nopții sunt lucrurile pe care le urăște Dumnezeu. Și orice copil de Dumnezeu trebuie să urască faptele nopții. Da? Uh, și Pavel spune, ele sunt bețile. Aici adăugăm noi uh, drogurile, fumatul, chiar și de electronice, uh, chefurile, unde totul este despre simțit bine. Trebuie să te simți bine. În ziua de astăzi, în societatea noastră, mai ales asta românească, ca să te simți bine, trebuie să bei. Da? Băutura este echivalent cu simțitul bine. Da? Dacă asta te simți bine, trebuie să bei. Pavel spune, astea sunt faptele nopții. Chefurile, bețiile, astea sunt, sunt faptele nopții, voi trebuie să fugiți de ele. da. Uh, și aici, evident, sunt incluse, Pavel le include și curviile. Adică și aici trebuie să introducem, pentru că vorbim unei generații care este foarte tehnologizată, vorbim de pornografie, video chat și alte lucruri care întinează pe cel care le face. Acum, pentru că noi când venim la biserică nu vrem numai să fim condamnați. Ceea ce vă spun este ceea ce spune Evanghelia. Dacă cineva păcătuiește, să-și mărturisească păcatele. Ideea este să nu rămâi și să stăruiești în stilul ăsta de viață. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Trebuie să ne mărturisim păcatele unii celorlalți. Ca să ajungi la trăirea în păcat, pentru că asta este problema, Problema nu e că caz odată sau dintr-o neveghere ajung să faci o greșeală. Toți greșim. Mai devreme sau mai târziu, toți vom greși. Ideea este să nu stăruim și să nu rămânem în trăirea în păcat. Trăirea în păcat vine în urma împietririi inimii. Ca să se împetrească inima, tu trebuie să stăruiești în păcat. E ca un lanț. Și stăruirea aceasta în păcat vine din complacerea în păcat. Începi să-ți găsești scuze pentru ceea ce faci. Asta e primul semn mare de întrebare. O, dar nu fac rău la nimeni. Ați auzit-o pe asta? Mai ales pentru cei care au probleme cu pornografia. Când vin și vorbesc cu ei, spun, nu fac rău la nimeni. Serios? Deja ai început să-ți găsești scuze pentru ceea ce, pentru ceea ce faci. Uh, nu, nu, nu stau pe banii nimănui. Uh, ce e rău în asta? Și atenție, stăruirea în păcat de obicei vine prin neiertare și ranchiună. Ți s-a întâmplat ceva în trecut, n-ai iertat, n-ai predat Domnului, ți s-a împietrit inima, stăruiești în păcat. Stăruiești. Și asta este o situație foarte, foarte periculoasă. Întrebarea pe care o am pentru tine astăzi este cu cine vorbești de starea inimii tale? Să nu spui că Dumnezeu, cu Dumnezeu, că ai mai vorbit cu El și tot acolo ești, da? Să nu spui că de lui Dumnezeu, că tot acolo ești trebuie să găsești pe cineva cu care să vorbești. O persoană în care ai încredere, care este ok din punct de vedere spiritual, trebuie să-ți găsești un om față de care să dai socoteală. De fapt, ucenicia este trăirea împreună și învățarea noastră de la cei care merg bine și sunt înaintea noastră. Pavel spunea, călcați pe urmele mele, că și eu cal pe urmele lui Hristos. Trebuie să călcăm pe urmele cuiva. Trebuie să dăm socoteală față de cineva. Așa trăim frumos și ne păzim de împietrirea care aduce moarte. Și trăim frumos, ne păzim de păcat atunci când avem pe cineva față de care dăm socoteală. Un principiu pe care l-am învățat câțiva ani în urmă. Nu merge niciodată după unul care nu are niciun păstor. Niciodată, dacă unul e șeful șefilor, nu merge după el, că ăla e problemă, cu ăla dai în gard direct. Trebuie să găsești pe cineva care știi că la rândul lui dă socoteală. Da? Deci trăim frumos, ca în timpul zilei, pentru asta trebuie să ne cercetăm în mod constant, să avem pe cineva față de care dăm socoteală, apoi, în vremurile din urmă, trebuie să predicăm ca și cum e ultima dată. Să predicăm ca și cum e ultima dată. Acum, nu toți suntem predicatori, slavă Domnului pentru asta. Așa cum nu toți suntem cântăreți, slavă Domnului și pentru asta. Pentru că mai stau pe lângă voi în timp ce cântar și zic, slavă Domnului că nu cântă toți în față. Ok? E foarte bine. Dar toți trebuie să predicăm cumva și cândva. Toți va trebui să dăm socoteală dată pentru credința care este în inima noastră. Amin? Să așa scrie în Biblie. Odată toți trebuie. Mi-am de Moody a făcut o serie de evanghelizări în Chicago. La începutul anilor 1900. Și în fiecare seară el făcea chemare. Chemare la altar sau chemare la pocăință, cine vrea să-și predea viața Domnului. Într-o seară era foarte obosit, era nu știu câta predică, și și-a zis el, nu mai fac chemare în seara asta, că le fac mâine. Și le-a spus, nu mai facem chemare în seara asta, dar veniți mâine și mâine ne vom ruga. În noaptea aia, Oamenii au plecat acasă fără să mai aibă oportunitatea să răspundă chemării la Isus și noaptea aia a avut loc marele incendiu din orașul Chicago, care a ars mai mult de jumătate. Au pierit enorm de mulți oameni și mulți scria în memoriile lui Cu o mulțime de oameni au murit și eu sunt vinovat pentru că nu le-am dat oportunitatea să-și predea mâna, să-și predea viața mâna Domnului. Și a zis, niciodată cât voi mai trăi, nu voi rata oportunitatea. O mulțime dintre noi avem în jurul nostru oameni care trebuie să audă Evanghelia. Și spunem, lasă că o să-l audă pe Cristi, pe Ionuț, pe Sebi, pe Alberto, lasă că o să audă pe ăștia Le dau link cu alți predicatori, mult mai buni ca ăștia, că sunt mai buni ca noi, nicio problemă, dar eu nu. Dacă Dumnezeu l-a așezat în proximitatea ta, înseamnă că tu și prin tine Dumnezeu vrea să lucreze. Trebuie să predicăm ca și cum e ultima dată. Avem o cultură a Evanghelizării în casele noastre. Noi putem fi eficienți dacă oamenii care vin aici sunt pregătiți, dacă oamenii care vin aici sunt plini de Duhul Sfânt, dacă oamenii care vin aici sunt dedicați Domnului și Dumnezeu lucrează prin ei. Suntem eficienți. Dar câți oameni și câte predici? Sunt 52 de duminici pe an. Dar ce-ar fi dacă 4-500 ar face același lucru în timpul zilei? Toată săptămâna. Ha, vă spun eu, n-am mai avea locuri nici în parcare. Dar pentru asta avem nevoie de o mentalitate a evangelizării. Biserica trebuie să fie un spital a celor bornavi un azil al celor neputincioși, dar biserica este în, în același timp o armată a sfinților care se luptă cu forțele întunericului. Pentru asta trebuie să, să, avem o cultură a evangelizării în casele noastre. Cu câteva săptămâni în urmă, eram cu mai mulți păstori la masă, am avut o întâlnire cu păstori din Irlanda, din Statele Unite, în România, în mai multe orașe, Republica Moldova, și am fost întrebați fiecare să spunem ceva frumos, extraordinar, ce face Dumnezeu în bisericile noastre. Și când mi-a venit rândul, am spus, fără să mă gândesc de două ori, bucuria mea, cea mai mare, este să văd că oameni care cu doar câțiva ani în urmă erau atei, agnostici, gambler, bețivi, curvari, oamenii ăștia s-au pocăit, au fost ucenicizați și astăzi conduc grupuri, echipe și slujesc împăratul lui Isus. Asta e pentru gloria lui Dumnezeu. Asta înseamnă cu adevărat lucrarea puternică a lui Dumnezeu. Asta este victoria, nu altceva. Porunca este să predicăm Evanghelia și să facem ucenici. Nu să păstrăm biserica așa cum am primit-o. Nu, nu, nu scrie nicăieri asta. Credința aia dat -o odată pentru totdeauna Sfinților, știți care e? Credința că Iisus Hristos a fost mort și este viu în vecii vecilor. A este, aia este credința care nu se schimbă niciodată. De asta pregătiți-vă pentru ce urmează. Pentru că urmează nouă an spiritual. Suntem la jumătatea vacanței, acuși trece și asta, vine tabra, abia aștept să mă bucur cu sfinții acolo. Apoi avem 21 de zile de post și rugăciune septembrie. nu așa? Cineva bucuros de asta? O mulțime de oameni au prins gustul rugăciunii, 21 de zile de post și rugăciune, apoi în octombrie intrăm în pită, 100% cu grupuri, anul spiritual și așa mai departe, pentru că lumea are nevoie de Isus. Și ca Isus să ajungă la ei, noi trebuie să ne facem treaba. Ca să avem succes, trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze, nu numai să cântăm. Că ne-am obișnuit să cântăm, lăsați Duhul Sfânt. Nu vă mai cânt acum eu, dar înțelegeți voi. Duhul Sfânt să lucreze, da, dar cum vrem noi. da, cum, vrem, cum vreau eu, cum cred eu. Așa trebuie să lucreze. Nu, nu, dacă îl lași, lasă-l să lucreze. Și foarte important, un lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Aici, în biserica asta, nu facem uh, behavior modification, sau modificarea comportamentului. Modificarea comportamentului înseamnă asta. Băi, dacă vrei să vii aici la biserică, la noi trebuie să te îmbraci așa, trebuie să te comporți așa, trebuie să-ți placă asta, trebuie să faci asta. Ce încerci? Tu încerci să schimbi comportamentul omului ca să belong, să aparțină aici cu noi. Dar și dacă vrei, trebuie să spui uniforma asta. Ca să poți să Asta este o, o schimbare din afară înăuntru. Și nu ține. Nu ține. Sau dacă ține, ține pentru, ca om, pentru că omul respectiv vrea să aparțină. Dar nu este o transformare reală. Da? Ăștia care fac lucrul ăsta sunt uh, Holy Spirit Junior sau uh, uh, Duhul Sfânt Junior. Adică ei fac treaba Duhului Sfânt. Biblia spune, Duhul Sfânt este cel, este cel care convinge omul de păcat, corect? Și Duhul Sfânt de unde face schimbarea? Dinăuntru. Dinăuntru. În primele ani aveam pe cineva, o fată tânără, venea aici, la biserică, de fapt, eram la Luceafarul. Și se îmbrăca. Tot vorbeam cu băi să-i spună unul dintre noi că nu venea cum trebuie, venea prea strânsă toate hainele. Și am băi, cum să facem? Și am fost de multe ori ispitit să-i spun ceva, dar așa m-a ținut, m ținut Duhul Sfânt și am tăcut, n-am zis absolut nimic și m-am bucurat că în timp, în loc să-i facem noi schimbarea care nu ține, Duhul Sfânt a a fost cel care a lucrat și încetul cu încetul s-a transformat. Așa de frumos că acum, nu numai că se îmbracă cum trebuie, ci este un lider care conduce un grup de casă și care este un exemplu frumos pentru celelalte femei. Ce vreau să vă spun este că aici nu facem schimbarea din afară înăuntru, ci îl lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Pentru că El întotdeauna schimbă dinăuntru în afară și aia este schimbarea care ține pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Asta trebuie să ne dorim. Apoi, foarte important, și ăsta e ultimul punct. Trebuie să ne adaptăm la condițiile actuale. Nu știu dacă observați, toate lucrurile se schimbă cu repeziciune extraordinară. Și Hristos ne învață și ne spune, voi să fiți înțelepți ca, ca porumbei și viclen ca șerpi. Ca majoritatea așa sunt în ziua de astăzi. Nu. Hristos ne spune, voi să fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Aici este înțelepciunea șerpilor. Ascultați-mă bine. Cei care vin aici la biserica asta sunt educați și știu foarte bine cum să evangelizeze și cum să lucreze în afară. Și mă -am să aminte -am când mă gândeam la subiect de Samson. Majoritatea știți, la un moment dat filistenii l-au legat cu două funii noi și l-au scos, uh, scos dintr-o stâncă. El stătea undeva ascuns în munte. Și zice uh, pasajul respectiv din judecători, când a ajuns la Lehi, filistenii au venit spre el strigând. Atunci Duhul Domnului a venit de îndată peste el și funile pe care le avea la brațe s-au făcut ca pânza arsă în foc, iar legăturile i-au căzut de la mâini. A găsit o falcă de măgar care nu era uscată încă, a luat-o și a ucis cu ea o mie de oameni. Cu o falcă de măgar neuscat. Apoi Samson a zis: Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, cu o falcă de măgar am ucis o mie de oameni. De fapt, aia este o poezie acolo, are și rimă cu o falcă de măgar, am făcut măgar din ei, se mai poate traduce, fiindcă în ebraică măgar sună la fel cu grămadă. Da? Deci, cu o falcă de măgar, am făcut măgar din ei. Este o poezie interesantă. După ce a terminat de vorbit, aici e foarte important, după ce a terminat de vorbit, a aruncat falca din mână și locul acela l-a numit Ramat Lehi, înălțimea fălcii. Foarte interesant. Deci judecătorul ăsta, a primit o putere extraordinară din partea lui Dumnezeu. O Să nu vi-l imaginați că era musculos ca Hercule. Nu, el pur și simplu când venea Duhul Domnului peste el, se întâmplau lucrurile astea. Au căzut legăturile de la mână și primul lucru pe care l-a văzut a fost o falcă de măgar neuscată. A pus mâna pe ea și cu ea au omorât o, o mie, nu o sută, că și 100, sută, numai la 100 sută să te gândești, o mie de oameni. Dați-vă seama cum arăta falca aia după aia, cum arăta el tot de sânge. Era horror nici nu știu că nu mă uit la filmele astea, care e cel mai horror movie, nu vă uitați la ele ca alea mijloace de îndrăcire. Vă spun de pe acum, asta e alt subiect. Imaginați-vă pe ăsta plin de sânge, Domnul i-a dat biruință și se specifică acolo că a aruncat falca de măgar. Foarte interesant, de ce o fi aruncat -o? Pentru că dacă am fi fost noi, am fi pus-o repede în... Poate am fi curățat-o, am fi pus-o repede și am fi patentat-o. Felul cum Dumnezeu omoară pe filisteni. Farca de măgar. Dacă vrei o farcă similară, îți trimitem dacă îți faci un abonament. Ați râs că -i de râs, dar atenție mare. Mulți dintre noi vrem să facem uh, noile lupte cu instrumentele trecutului. Noile bătălii cu instrumentele vechi sunt o mulțime de oameni care spun nu mai așa se poate face cum se făcea acum 40-50 de ani. Acum nou, nu, nu, nu mai merge așa, nu. El știe ce a făcut? El a înțeles. Samson a avut Duhul Domnului și a înțeles că ungerea în momentul respectiv a venit peste falca de măgar. Dar mâine, Dumnezeu nu mai lucrează așa. Principiul este același. Trebuie să-i înfrângem pe filisteni. Pentru noi, pe demonii care țin pe oameni legați. Dar falca de măgar a fost doar o metodă folosită în trecut. Nou, în noua eră, nu mai folosim fălci de măgar. Înainte, pentru cei care țineți minte, aveți părat ca mine, ca să face o evangelizare, trebuia să lipești afișe. Pe stâlpi. Mai țineți minte? La casa de cultură, la pam, 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 de, de, de astea. Acum nu. Acum evangelizare se face pe Insta, pe Facebook, pe internet. Noi metode. Noi metode. Trebuie să ne trezim. Trebuie să ne trezim. Biserica trebuie să răspundă nevoilor actuale. În următorii 20 de ani, ascultați-mă bine, pe tot globul s-a va petrece cea mai mare, cel mai mare transfer de bogăție din istoria omenirii generația celor care s-au născut după primul război mondial trece la Domnul, ceea ce este absolut normal. În special în Statele Unite, asta este adevărat, baby boomers, și lasă tot ce au avut generații Z. Generația Z este generația la care noi trebuie să ne concentrăm acum. Știți care este ea? Între 9 și 29 de ani. Ăsta este mandatul pe care l-am primit noi. 9, 29 de ani. De deci, ce? Ăștia sunt viitorul. Ăștia sunt viitorul. Ăștia trebuie să-și găsească un loc aici. Și pe ăștia știți unde îi prindeți? Știți pe unde îi prindem? În pauze de ecran. Dacă n-au telefonul, au tabletă, dacă n-au tabletă, au PlayStation-ul, dacă n-au PlayStation-ul, au ăla unde își comandă la McDonald's, dacă n-au ăla, au următorul, ăștia. Și știți ce se întâmplă? Pe ăștia nu-i prins cu plictiseli, pe ăștia nu-i prins cu povești lungi și amețite, Ăștia s-au dat, dacă nu, pf, imediat s-au dat cu sin și la revedere. Ești out. Pentru asta trebuie să aruncăm fărcele de măgar. Și trebuie să cerem înțelepciunea lui Dumnezeu ca mesajul Evangheliei să ajungă la inima lor. Ca ei să poată să aducă mai mulți cu ei. Pentru că ce sens are? Dacă ne sfințim de nu mai putem. Și dacă cântăm numai corespunzător și ne îmbrăcăm numai corespunzător și ajungem numai noi acolo sus, și ăștia rămân toți aici, ce am făcut? Ce am făcut? Apostolul spune: Să încercați să-i smulgeți pe cât mai mulți. Fie vă groază de har, haina pătată de sânge, dar încercați să smulgeți pe cât mai mulți. De asta v-am trimis acolo. De asta v-am trimis. Ăsta este scopul nostru că ești baby boomer, că ești generația Y, Z, că ești milenial, cei fi tu? Astăzi toți trebuie să lucrăm pentru împăratul. În zilele din urmă nu avem altceva de făcut decât asta. De asta când venim aici, aici ascultăm muzică contemporană. Nu lacrimile de durere. Dacă ți s-a făcut dor de lacrimile de durere, te rog să-mi comunici, o să facem în timpul săptămânii o seara cântărilor vechi. Vă promit. Dacă trimiteți mesaj, Facem aici, nu e nicio problemă. Dar nu duminica. Duminica cântăm muzică contemporană pentru că ne dorim ca cei din generația Z să vină aici și să se prindă, să înțeleagă. De asta ne îmbrăcăm casual aici, nu că ne place neapărat. Când vine studentul să vadă și să spună, bă, ăsta e de-a meu, hai să-l ascult. Că dacă venim scrobiți aici și arătăm ca niște ambasadori, spune, la, știi ceva? Nu mă interesează. De asta folosim imagini și QR în postări, da? De asta dăm cafea la intrare și jucăm sport cu ei, pentru că ne pasă de ei. Și ne dorim mult mântuirea. Eu sper că dacă faci parte din biserică asta ai înțeles viziunea. Ai înțeles de ce facem ceea ce facem. Că dacă nu ne vedem fiecare de treburile noastre, ne, ne ducem fiecare și ne facem treaba noastră. Dacă suntem aici lăsați de Dumnezeu, suntem aici lăsați să facem o diferență. În timpurile din urmă nu este timpul să ne criticăm unii pe alții să ne pierdem vremea. Venind la biserică, bătând papucii și tramvaile și, și a, a, mașinile să ajungem aici. Da, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, sfințește-mă și plec, plec, la fel cum am venit. Ce vin cu un scop. Aici vin să laud pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viața mea. Asta vin, de asta vin aici. Îmi plâng păcatul acasă, îmi găsesc pe cineva la care să mă mărturisesc. Dacă îmi vin aici, îl laud pe Dumnezeu. Și din duminicile în care vin o să vorbim din ce în ce mai mult, o să ne educăm cum să facem evangelizarea și o să mă auziți tot timpul spunând 52 de duminici pe an, două trebuie să fii cu un prieten. Nu ți am cerut 52, că știu că e mult. Dar din 52, două măcar poți să fii. Și vă spunem noi că la care să le aduceți, că le pregătim special. Dar să nu crezi că e, e anul în care ne simțim și noi bine la biserică. Nu. Biserica nu este să ne simțim noi bine. Biserica este să-L lăudăm pe Hristos să-L proslăvim și să-L pe El. Haideți să ne ridicăm înaintea Lui Dumnezeu. Sigur că trăim vremuri grele, ne putem plânge, putem ridica altare trecutului când eram confortabili, dar asta nu va ajuta cu nimic promovarea Evangheliei. Vremurile s-au schimbat, trebuie să schimbăm și noi metodele. Evanghelia este aceeași. Vă rog să mă trageți de mânică când auziți o altă evanghelie aici. Mă trageți de mânică. Aveți toată libertate din partea păstorului. Dacă auziți o altă evanghelie, trageți mă de mânică. Dar nu de metode. nu vorbiți de metode. Că Dumnezeu ne dă înțelepciune și lumină în așa fel încât să aducem cât mai mulți oameni la pocăință. De asta suntem aici. Asta facem, pentru asta ne-am dedicat viața. Pentru asta ne-am ne sacrificat familiile și tot. Pentru asta. Ca oamenii să fie mântuiți. Toți oamenii care sunt aici, peste 120, de oameni și voluntari care fac asta cu toată dragostea, pentru asta fac, nu pentru altceva. Nu pentru bani, nu pentru faimă, nu pentru nume, nu din lipsă de altceva sau din plictiseală. Pentru asta suntem dedicați, pentru asta. Trăim o mare criză, dar hai să vă spun ceva. Marea criză a societății este marea noastră oportunitate. În cea mai mare criză, Dumnezeu ne dă cea mai mare oportunitate. Așa că astăzi vrem să cerem har peste noi și peste casele noastre. Astăzi vrem să ne rededicăm inima și să vedem care este motivația noastră. Dacă ai ajuns prea mult să-ți de milă și să zici, mă, nu merge, nu este bun, înseamnă că tu nu faci ceea ce trebuie. În clipa când ești orientat spre a face ceva, mai uiți despre tine. Când nu te mai uiți atât de mult în oglindă să vezi fiecare Oh, poate aici am ceva, un coș aici, te uiți, zici, nu sunt mulțumită de cum arăt eu. Uită-te spre ce vrea să facă Dumnezeu. Și harul lui va coborâ peste tine. Când te uiți la câte binecuvântări ți-a dat Dumnezeu, ești recunoscător și nu te mai plângi de nimic. Pentru că El merită toată gloria, toată cinstea, toată slava și toată închinarea. Amin? La biserică trebuie să mărturisim astăzi Înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim și să venim cu dorința ca El să toarne Duhul Sfânt peste noi și să cerem biruință și ungere. Pentru că falca aia de măgar a primit o ungere specială. Doamne, ce ai vrea tu, cum ai vrea tu, cum, ce metode găsești tu, suntem aici gata la dispoziția ta pentru că ne dorim mult ca Evanghelia să ajungă la fiecare om din orașul acesta. Nu ne oprim până a ajunge Evanghelia la fiecare om din orașul acesta. Suntem aici lăsați de Dumnezeu o lumină în acest întuneric. În orașul ăsta unde s-a spus, mă, prea multă religie, nu se poate, este idolatrie, da, aici, da, atunci când este păcatul mai mare, Dumnezeu dă mai mult har. Și am experimentat asta. Poate să spună cineva amin la asta? Yeah, am experimentat asta. Ce vreau să vă spun din partea lui Dumnezeu care mi-a dat acest mesaj și m-a cercetat în ultima vreme este că lucrurile puternice stau abia în fața noastră. Și sezonul ăsta care vine o să vedeți cum Dumnezeu va lucra cu semne și minuni, dar fiecare dintre noi trebuie să evangelizăm și să predicăm ca și cum este ultima predică, să trăim frumos ca în timpul zilei și să adaptăm metodele. Și pentru asta Dumnezeu ne va da înțelepciune și pentru asta Dumnezeu ne va da har. Haideți să cântăm lui Isus. El care este singurul care merită și apoi ne vor ruga Dumnezeu să fie lăudat.